Bună și bine ați revenit pe canalul meu Îngrijire Flori. În acest video vreau să vă vorbesc despre floarea de jaz sau floarea banului, de ce îi cad ei frunzele. Deci trebuie să o ajutăm prin unele motive ale ei care nu îi fac bine și automat atunci începe să-i cadă frunzele sau începe să facă iar unele remedii pentru a nu face unele dintre ele mai fac acei puricei albi. Ca niște păduchi, trebuie neapărat curățat în momentul acela cu niște bețișoare sau unele tratamente care se găsesc speciale pentru ele dacă nu le puteți face să le treacă acei păduchi puricei, albi le spune. Deci vreau să vă spun în primul rând că floarea de jad este foarte pretențioasă la udare. Deci de acolo este primul subiect foarte important de ce-i cad acestei plante frunzele, pentru că această plantă, floarea de jad, face parte din plantele suculente și atunci, dacă noi îi punem prea multă apă, nu îi face bine absolut deloc. Priviți, frunzele ei foarte cărnoase, ca niște bănuți, de asta și spune floarea banului, sunt pline de apă, adică sunt foarte cărnoase și asimilează foarte multă apă și lor nu le trebuie să-i punem apă des. Deci vreau să vă și arăt cum am eu pământul la ele, adică pare destul de uscat și să știți că nu am niciun gând să le pun, să le ud cât de curând, pentru că le este foarte bine așa. Și un alt indiciu de ce le-ar trebui lor, când le-ar trebui lor să le punem apă, este motivul frunzelor. Dacă noi punem mâna pe frunze și ele sunt moleșite, atunci clar că trebuie să le udăm. Dar nu foarte multă apă și automat le puneți apa, le udați circular, de jur împrejur, ca toate rădăcinile să primească apă. Ăsta este un prim pas cel mai important de ce îi pică atunci când îi pică ei frunzele. Iar al doilea pas, destul de important, acestei plante, să știți că îi trebuie lumină. Deci dumneavoastră, dacă îi oferiți să aibă lumină suficientă, va crește foarte armonios și foarte verde. Are această culoare, un verde aprins, un luciu acesta. Luciu acesta se vede doar prin faptul că îi merge foarte bine și vă va bucura cu toată frumusețea ei, tot aspectul ei, oferindu-i aceste condiții. Deci, sper să vă placă, sper să vă ajute acest video pe care vi l-am oferit și cu siguranță această plantă vă va bucura, iar un al doilea pas vă va ajuta prin norocul ei, prin aducerea sporului în casă, norocului, chiar și bănuților. Priviți, eu am acolo, poate ați văzut, am acolo și bănuții în ea, pentru că se zice că este norocoasă și aduce bani, bunăstarea și chiar și credința în casă. Este foarte o plantă printre primele plante pe care o putem ține noi și ne vom bucura noi cât mai mult de ea. Eu prin acest video vă mulțumesc că m-ați urmărit. Ne vom revedea și data viitoare cu un alt video și vă spun la revedere!